Amin. Frați creștini, în această duminică a 13-a după Rusalii, am auzit cu toții Sfânta Evanghelie de la Matei și am auzit pilda lucrătorilor celor răi. Știm cu toții că Domnul nostru Iisus Hristos folosește frecvent parabolele pentru a face mai accesibile învățăturile dumnezeiești. În primele trei evanghelii, evanghelii sinoptice, cum se numesc, sunt 36 de parabole. Parabola de astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos o spune la puțin timp după intrarea în Ierusalim. Deci este o pildă spusă în ultimile zile ale activității publice ale Mântuitorului. Știm că atunci când a intrat în Ierusalim, Domnul nostru Iisus Hristos a fost primit cu multă bucurie, după care ni se istorisește că a mers în templu, a alungat pe cei care făceau camătă la intrarea în templu, după aceea a blestemat smochinul cel neroditor și ni se istorisește în capitolul 21 din Sfânta Evanghelie după Matei că Mântuitorul rostește două parabole. Prima cu cei doi fii și a doua cea pe care am auzit-o cu toții astăzi. Există desigur o legătură între toate aceste două evenimente, între toate aceste evenimente și între aceste două parabole. Cum observă Sfinții Părinți, pilda aceasta a lucrătorilor celor răi are un caracter profetic. Ea prevestește ceea ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos, și anume că va fi omorât, va fi răstignit. Ni se istorisește în această parabolă cum un om, un stăpân, a sădit o vie, a pus gard în jurul viei, a pus un teasc, a construit un turn, după care ni se spune că el s-a dus departe și a lăsat pe câțiva lucrători să lucreze via. După care ni se istorisește în această parabolă că stăpânul a trimis slugile sale ca să ceară de la lucrătorii viei roadele cuvenite. În primul rând, expresia aceasta că s-a dus departe, Sfântul Ioan Gură de Aur o interpretează în sensul că Dumnezeu a avut o îndelungă răbdare cu poporul ales, cu poporul evreu, și are o îndelungă răbdare cu toți oamenii și așteaptă să aducă roadele mântuirii. O altă interpretare în sensul că Dumnezeu s-a dus departe este și aceea că Dumnezeu și în perioada aceea și de-a lungul întregii istorii le lasă oamenilor tot timpul libertatea de a alege. Fiindcă fără această libertate de a alege, nu există nici mântuirea, în sensul cât mai autentic al cuvântului. Dar ce este via, frați creștini? Unele interpretări ale Sfinților Părinți spun că via reprezintă poporul care îl caută pe Dumnezeu. Poporul care caută mântuirea sufletului. Iar lucrătorii care au fost puși să lucreze via sunt conducătorii poporului ales, poporului evreu, care trebuiau să aducă roadele în fața slugilor stăpânului, adică roadele unei vieți bine plăcute lui Dumnezeu prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu, în așa fel încât și poporul pe care ei îl păstoreau să împlinească și ei poruncile lui Dumnezeu, să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu. Știm cu toții ce s-a întâmplat în parabola din Sfânta Evanghelie după Matei.
Se spune că lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Desigur, parabola aceasta are în mod evident un înțeles istoric, dar ca orice învățătură din Sfânta Scriptură, mai ales din Noul Testament, ea se referă, această parabolă, și la viața sufletească, la viața lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Ce sunt aceste slugi care au fost ucise de lucrătorii cei răi? Desigur, sunt profeții, toți cei care au anunțat venirea Domnului nostru Iisus Hristos și care, în mare parte, au fost prigoniți, unii dintre ei chiar omorâți. Ne gândim, de exemplu, la profetul Zaharia, care a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de Hristos, și Domnul Iisus Hristos face o referire la profetul Zaharia în capitolul 23 din Evanghelia după Matei, când se ceartă cu conducătorii poporului evreu și îi numește pui de vipere. După aia le spune: voi cei care l-ați ucis pe Zaharia între templu și altar. Un alt profet omorât pentru mărturisirea adevărului este Isaia, care este numit evanghelistul Vechiului Testament, care a trăit cu aproximativ 700 de ani înainte de Hristos și care, știm că a fost tăiat cu fierăstrău. Profetul Zaharia, printre altele, este cel care a profețit intrarea Domnului în Ierusalim. A spus cum va intra Mântuitorul blând și călare pe asin în Ierusalim. Un alt exemplu de profet omorât este și Sfântul Ioan Botezătorul. Iată că tocmai în această săptămână am sărbătorit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și știm cu toții cum a murit Sfântul Ioan Botezătorul fiind prigonit de Irod. Desigur, frați creștini, vă spuneam că există o legătură între cele două parabole care se află în capitolul 21 din Evanghelia după Matei. Este odată pilda cu cei doi fii și pilda aceasta a lucrătorilor celor răi. În pilda celor doi fii, ni se spune cum tatăl a rugat pe doi fii să meargă să lucreze via. Vedeți că foarte des apare ideea aceasta a lucrării viței de vie, fiindcă era o ocupație foarte veche la evrei. Și Mântuitorul, desigur, lua exemple din viața lor. Și se spune că unul din cei doi fii a zis că se duce să lucreze, dar nu s-a dus, iar celălalt a zis că nu se duce să lucreze, că nu vrea să meargă să lucreze, dar până la urmă s-a dus și a lucrat via. Și ni se spune în continuare că, desigur, cel din urmă a fost mai bine primit în fața lui Dumnezeu. Ce sunt acești doi fii? După cum ne învață Sfinții Părinți, acești doi fii reprezintă cele două popoare alese de Dumnezeu. Mai întâi poporul evreu, care a fost ales de Dumnezeu pentru a primi adevărul mântuitor și care a avut o deschidere până la un anumit punct, deci a zis că se duce să lucreze via, a avut o deschidere până la un anumit punct, dar, în special datorită la o mare parte din conducătorii acestui popor, până la urmă, o bună parte din evrei nu l-au primit pe Hristos. Iar fiul care a spus că nu vrea să lucreze via și până la urmă s-a dus să o lucreze, reprezintă popoarele păgâne, care într-o primă fază l-au respins pe Dumnezeu cel viu, știm cu toții că multe din popoarele păgâne aveau o credință idolatră, însă în cele din urmă l-au primit pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Frați creștini, în această parabolă ni se spune cum stăpânul până la urmă
îl trimite pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu, dar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Iată că lucrurile sunt foarte clare. Stăpânul care trimite pe fiul său, desigur, reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, care în îndelunga sa răbdare și în dragostea sa nemărginită față de toți oamenii, îl trimite pe fiul său pentru a-i trezi pe oameni la adevăr. Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său. Știm cu toții ce a urmat, de aceea v-am spus că această pildă are un caracter profetic. Peste câteva zile după rostirea acestei pilde, Mântuitorul va fi omorât, va fi răstignit. Cum se spune în această pildă, și punând mâna pe fiul stăpânului, lucrătorii l-au scos afară din vie și l-au ucis. Iată, deci, l-au scos afară din vie. Știm cu toții că Mântuitorul a fost scos afară din Ierusalim și omorât. Sfântul Teofilact al Bulgariei mai spune că expresia aceasta, că l-au scos afară din vie, arată și faptul că, de fapt, poporul simplu, poporul fără viclenie, nu înțelegea mare lucru ce se întâmplă. Și problema, ei reprezentau via aceasta pe care trebuiau să o lucreze, acești lucrători necinstiți. Și Mântuitorul a fost scos afară din via, adică a fost scos din mijlocul poporului și omorât la instigarea conducătorilor poporului evreu. De altfel, pilda aceasta se încheie la sfârșitul acestui capitol, unde citim această pildă. Se spune că arhiereii și fariseii căutau să-l prindă pe Mântuitorul, însă se temeau de popor, pentru că îl socotea proroc. Iată deci că poporul, deși nu cunoștea atât de bine legea, însă simțea cu inima că acolo este adevărul. Frați creștini, vă spuneam că de obicei învățăturile Mântuitorului, pildele, parabolele pe care le rostește, au o legătură cu viața lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Și în continuare am să fac referire la câteva versete din această pildă. Mântuitorul le spune la un moment dat conducătorilor evreilor, au n-ați citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Mântuitorul reia o profeție din Psalm, exact aproape aceleași cuvinte le regăsim în Psalm 117, și desigur, ce este această piatră din capul unghiului? Este Hristos, pe care evreii de atunci nu au luat în seamă, nici noi cei de astăzi poate că nu o luăm cu adevărat în seamă, chiar și cei care spunem că suntem ortodoxi, și nu mai vorbim de ceilalți care nu se declară creștini și care nu bagă în seamă această piatră, cea din capul unghiului. Iată profeția din Psalmul 117 pe care o rea Mântuitorul în această pildă. Piatra pe care ne-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. Ce înseamnă, iubiți credincioși, piatra cea din capul unghiului? În construcțiile de atunci exista o piatră care lega două laturi ale unei clădiri. Și era o piatră foarte importantă. Ajungea uneori până la o mărime de 10 metri.
Și iată că tocmai această piatră de legătură între cele două laturi ale clădirii, tocmai pe aceasta se spune că nu o băgau în seamă ziditorii, în alte versiuni se spune că au aruncat-o ziditorii, dar, cum ne spun Sfinții Părinți, de fapt, cei care nu bagă în seamă piatra cea din capul unghiului, adică nu-L bagă în seamă pe Domnul nostru Iisus Hristos, pățesc ceea ce a pățit Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului. Știți că pe drumul Damascului Sfântul Pavel aude la un moment dat o voce și spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și Saul spune: Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Greu ți-este să lovești cu piciorul în țepușă. Adică, cu alte cuvinte, cei care se luptă cu Hristos nu-L rănesc pe Hristos, se rănesc pe ei înșiși. Și ni se spune tot în acest capitol 21 de la Matei: cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea această piatră îl va strivi. Iubiți credincioși, în zilele noastre observăm destul de ușor cum mulți oameni vor să nu țină cont de Domnul Iisus Hristos, de învățătura sa mântuitoare. Se luptă cu piatra cea din capul unghiului. Vedem și la nivelul țării noastre, vedem și la nivelul întregii lumi, oameni, unii poate chiar având funcții importante, promovează legi, idei care sunt împotriva lui Hristos. Legalizează avorturile sau spun că homosexualitatea este ceva normal și tot felul de nebunii de felul acesta, care n-au nicio legătură cu învățătura lui Hristos. Și de fapt, acești oameni care susțin asemenea aberații se luptă cu Hristos și pățesc ceea ce a pățit Sfântul Apostol Pavel, se rănesc singuri. Și dacă nu se trezesc, vor înțelege, când vor trece în cealaltă viață, ce înseamnă cuvintele acestea: pe cine va cădea această piatră, îl va strivi. Frați creștini, în ultimile luni, și în țara noastră și în alte țări, a fost seceta aceasta care a făcut ravagii. Dar această secetă este o imagine palidă a secetei sufletești care există în lumea de astăzi. Și din păcate există inclusiv la noi ortodoxii, care ar trebui să fim sarea pământului. Și ar trebui prin viața noastră să le arătăm celorlalți că aici este credința adevărată. Căci într-adevăr Mântuitorul a întemeiat o singură biserică și aceasta este Biserica Ortodoxă, care este cea mai veche. Cum observa Părintele Rafael Noica, care a trăit mulți ani în Occident, după aceea s-a retras la noi în țară, observa că în țările ortodoxe, ortodoxia fiind pe toate drumurile, fiind preoți atât de mulți, biserici atât de dese, se poate ajunge la un moment dat la un fel de nepăsare față de ortodoxie, fiindcă omul nu știe să o aprecieze, fiindu-i la îndemână. Pe când în alte țări unde ortodoxia este aproape ca și inexistentă, spunea Părinte Rafael, de multe ori cei care se convertesc sunt mult mai râvnitori și știu să aprecieze, știu ce înseamnă, ce este dreapta credință. De aceea, frați creștini, să nu ajungem și noi în postura vechiului popor ales, care nu a știut să împlinească poruncile lui Dumnezeu și pentru aceasta a pierdut foarte mult, a pierdut viața veșnică. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că dreapta credință, așa cum ni se spune chiar în Apostolul care s-a citit astăzi, înseamnă
toate ale voastre cu dragoste să se facă. Iată, dragoste față de aproapele, indiferent ce credință are, indiferent ce naționalitate este, toți sunt chipul lui Dumnezeu. Exista un părinte în Sfântul Munte care făcea o închinăciune de câte ori vedea un om și îl întreba: părinte, de ce faceți închinăciune în fața fiecărui mirean? Eu fac închinăciune în fața chipului lui Dumnezeu care este în fiecare om. Iată, dragoste față de aproapele, dragoste față de o viețuire corectă, o viețuire în Duh și în adevăr. Dragoste de asemenea față de credința cea adevărată, față de învățătura mântuitoare a Bisericii Ortodoxe. Dumnezeu să ne ajute să sporim într-o asemenea dragoste și să spunem cu toții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.